Eram căsătorită cu soțul meu de 3 ani. Era un bărbat minunat, muncitor, grijuliu. Mă iubea pe mine și pe fetița mea. Nu aveam totul, dar aveam tot ceea ce era necesar într-o casă și într-o familie. Aveam o relație bună cu soțul meu până când acesta a început să-și petreacă prea mult timp cu un prieten din copilărie. Acel bărbat venise recent în oraș, iar parcă soțul meu pur și simplu uitase de mine. Ieșea mereu cu prietenul său, iar eu rămâneam cu fetița acasă. Într-o seară, când soțul meu mi-a spus că iese din nou cu prietenul său, am simțit că o iau razna de furie. I-am spus să-și ia hainele și să se mute de tot cu prietenul său. Apoi am ieșit din cameră și am trântit ușa. Soțul meu nu a venit după mine, m-a lăsat să mă liniștesc. Apoi a venit la mine și mi-a spus: "Draga mea, iartă-mă că am plecat adesea și te-am lăsat singură. Am o idee minunată. Vrei să-l chem pe prietenul meu la noi? Așa nu voi mai fi nevoit să plec și să te las singură." "Da, vreau," i-am spus eu. Soțul meu a fost tare încântat. L-a chemat în acea seară la noi. Eu am pregătit cina pentru toți și am făcut și o tavă mare de prăjituri. Când a venit, soțul meu m-a prezentat. Am râs împreună, am mâncat și am povestit diverse. Când l-am văzut intrând pe ușă, pur și simplu am simțit că îl cunosc deja de foarte mult timp. Era un bărbat tare frumos, păr brunet, înalt, cu ochi albaștri. Părea perfect. Eram captivată de prezența lui. După ce seara s-a încheiat, m-am băgat în pat lângă soțul meu, dar zâmbeam gândindu-mă la cât de plăcută fusese acea seară și la ce simțeam deja în legătură cu acel bărbat. Când m-am trezit a doua zi dimineața, nu îmi puteam lua gândul de la el. Am mers la muncă și mi-am continuat treburile zilnice, dar gândul nu îmi dădea pace. I-am spus soțului meu că ar trebui să-l invite din nou pe prietenul său să mai petrecem timp împreună. Neștiind toate gândurile mele, soțul meu a fost de acord. Pentru acea seară, m-am aranjat și mi-am făcut părul, iar apoi m-am parfumat. Făceam toate astea pentru a putea fi remarcată. În scurt timp, bărbatul a venit la noi, am petrecut, mi-a făcut câteva complimente, apoi i-am dat de înțeles că m-am îndrăgostit de el. El mi-a lăsat numărul lui de telefon și mi-a spus să-l sun. A doua zi l-am sunat. Simțeam că e ceva greșit în acțiunile mele, dar nu-mi păsa. Îmi urmam inima, iar asta era tot ce conta. Am vorbit cu el și am început să ne vedem tot mai des, fără soțul meu. El era un avocat de succes, iar soțul meu lucra în construcții. Mă încânta ideea că am cucerit un om atât de puternic și inteligent. Treptat am decis să-mi părăsesc soțul și să mă mut cu noul partener. Când i-am spus soțului ce decizie am luat, a fost devastat. Nu îi venea să creadă ce îi se întâmpla, dar mie nu îmi păsa prea mult. Trăiam ceea ce credeam că este povestea de dragoste a vieții mele. Am lăsat casa și pe soțul meu și m-am mutat cu avocatul. Relația noastră frumoasă a durat fix o lună. Apoi, am înțeles că acest bărbat umbla cu multe alte femei, nu doar cu mine. Când am înțeles că am fost doar o simplă cucerire pe lista lui lungă de femei cucerite, am vrut să mă întorc la soțul meu. Dar el nu m-a mai primit. Mi-a spus să rămân cu deciziile și cu alegerile mele. Am suferit enorm, dar nu am mai putut face nimic. Am pierdut un soț minunat, o casă și o familie care era tare frumoasă. Mi-aș dori să mai pot da timpul înapoi. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.